Din perspectiva dumneavoastră, ce credeți că are de oferit orașul Cluj-Napoca mediului de business? Am să răspund întrebările dumneavoastră făcând o mică paranteză de început. E prima oară când particip la un astfel de eveniment, dar cu siguranță că nu este și ultima oară și o să încerc să fie o prezență constantă. Eu nu vin din partea antreprenorială, vin din partea școlii și atunci răspunsul pe care l-am la întrebarea dumneavoastră, pe care îl ofer întrebarea dumneavoastră, este foarte simplu. Clujul are de oferit școală. Universitățile din Cluj, s-a și amintit în discursurile celor care au fost astăzi premiați, universitățile furnizează material uman specialiști tuturor firmelor care au diverse activități, diverse tipuri de activități în Cluj. Dacă ar fi să mă gândesc și să fac o raportare la tot ceea ce înseamnă filozofia antică, și să fiu totuși în cadrul întrebării pe care mi-ați spus-o, aș spune așa, e pluribus unum, adică din mai multe părți întregul. Deci iată că în tot ceea ce s-a discutat astăzi și toate părțile care au fost astăzi prezente alcătuiesc un întreg. Școala împreună cu antreprenoriatul, cu voi, cu dumneavoastră, cu Forbes-ul, că ați realizat un eveniment extraordinar de frumos pentru oraș, pentru antreprenori, pentru noi care venim din partea universitară. Eu vă mulțumesc pentru invitație și sigur că da, a fost un eveniment extraordinar și așteptăm ediția următoare. Vă mulțumesc tare mult!